Salut! Astăzi încep să lucrez în bucătărie. Vreau să montez chiuveta în acest corp de bucătărie. Este nevoie să decupez blatul pentru că altfel nu pot monta chiuveta în acest loc. Așa că după efectuarea măsurătorilor necesare, trasez cu un marker conturul vasului de chiuvetă, contur delimitat de partea inferioară a bazinului acestui vas de chiuvetă. Este un vas din inox. Este nevoie să fim atenți când măsurăm, când trasăm aceste dimensiuni, acest traseu, pentru că odată tăiat nu mai putem face absolut nimic și blatul este compromis. De aceea verificați bine, verificați unghiurile pentru ca totul să fie în regulă pentru momentul, etapa următoare, cea de tăiat. Verificați de două ori, măsurați bine, trasați cu atenție, după care trecem la decuparea acestui blat. Îl scoatem afară pentru că în bucătărie nu avem loc. Îl punem pe un suport și începem cu colțurile. În fiecare colț efectuăm câte o gaură cu mașina. Gaură care ne va servi drept punct de plecare al fierăstrăului pendular, pentru că nu putem decupa un blat întreg din interior cu altă sculă, nici cu fierăstrăul circular, nici cu fierăstrăul de mână, doar cu fierăstrăul pendular. Efectuez astfel în fiecare colț câte o gaură, după care cu fierăstrăul pendular urmez traseul pe care l-am stabilit dinainte și l-am marcat cu un creion sau un marker. Aveți grijă când tăiați cu fierăstrăul pendular, pentru că acesta nu ține linie dreaptă, trebuie să vă obișnuiți cu el și să nu-l forțați, să-l lăsați să lucreze în mod liber. După cum se vede, am efectuat decupajul, ne întoarcem cu blatul în bucătărie, îl reamplasăm în poziția fixată, după care introducem vasul de chiuvetă. Acest tip de chiuvetă vine din fabrică cu niște cleme de fixare, cleme care strâng chiuveta de blat. În prealabil, pe chiuvetă a fost montat și un cheder. Așa arată aceste cleme. Mergem mai departe și blatul este montat. Atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Rămâneți în continuare pe acest canal. Multă sănătate și aveți grijă de voi.